Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și astăzi vreau să vă prezint whisky-ul destileriei Glenfiddich de 21 de ani, ediția Winter Storm. Acesta este al treilea din seria experimentală după cel IPA Cask și Project XX sau Project 20, în care, după o maturare inițială de 21 de ani, în butoaie de bourbon, este finisat timp de 6 luni în butoaie de stejar franțuzesc, care au conținut anterior ice wine. O să revenim la această titulatură. Voi folosi o miniatură neoficială, procurată de pe un grup specializat pe astfel de schimburi și cumpărări de miniaturi și reiterez încă o dată rolul pozitiv al acestor grupuri, al acestor cluburi de whisky în a face posibil accesul la cât mai multe etichete, netrebuind să cumpărăm o sticlă sau să plătim în baruri prețuri cu adaosuri semnificative. Așadar, Glenfiddich 21 de ani Winter Storm, îmbuteliat la 43% concentrație alcoolică, este folosit colorantul artificial și este folosit procedeul filtrării la rece. A fost produs prima dată în 2017, au existat în total două loturi, primul, vă spuneam, 2017, al doilea anul următor, 2018, fiecare dintre loturi într-un număr de 8.000 de sticle. Informațiile, din păcate, arată că din cauza rarității butoaielor, se pare că nu va mai fi o nouă ediție. Revenim la Ice Wine. El este un vin făcut din struguri care au fost culeși mult după ce a căzut înghețul. Au fost lăsați la locul lor și se pare că tradiția recomandă ca strugurii să fie culeși noaptea, atunci când temperaturile uneori ajung și sub minus 10 grade. Exemplific un ice wine de la Cricova, din Republica Moldova, dar se pare, găsind câteva informații, că există un fel de război comercial, pentru că cramele canadiene, care se pare că au fost primele care au pus pe piață acest tip de vin, ice wine, vor să reglementeze și să limiteze folosirea titulaturii ice wine, similar cu numele de șampanie sau numele de coniac. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Prețul în România al Glenfiddich Winter Storm este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. La ora realizării acestui material, el nu prea mai poate fi găsit în România. Ultimele site-uri pe care l-am văzut promovat îl propuneau la un preț în jur de 1300 de lei sticla, așadar aproximativ 260-270 de euro. În Europa a sărit binișor, acum de 300 de euro, se apropie de 400 la magazinele care îl mai au, iar la casele de licitații britanice, prețul de închidere iarăși a trecut de 200-220 de lire sterline, la care se adaugă comisioanele casei de licitații. Așadar, un whisky din ce în ce mai căutat și, așa cum spuneam, e bine atunci, dacă avem ocazia, să investim și să achiziționăm câte o sticlă din ambele loturi, dacă se poate. Să vedem ce ne spune Glenfiddich 21 de ani Winter Storm. O culoare aurie, frumoasă, dar, vă spuneam, fiind folosit colorantul artificial, culoarea e doar pentru decor. La nas, mirosul de fructe proaspete, zemoase, de cel care vine în prim plan, și
placebo eventual, știind că e maturat în butoaie de vin, se sezește și o nuanță de vin la miros. Ce interesant? Mirosul este foarte, foarte proaspăt. Chiar dacă un pic reținut. La gust? Gustul dulce, miere de albine, cea care vine prima minte. Mirosul floral se continuă și în gust. Gust de fructe proaspete, de mere, de pere și fructe mai tropicale. Papaya, mango. E un gust dulce, spuneam. Și o nuanță discretă de condimente. Nu foarte agresivă, condimente de lemn, scurțișoară. Finish-ul, cel puțin mediu, e dulceac și el. Condimentele sunt cele care rămân pregnante. Fructele, de asemenea, fructele dulci. Dar parcă și o nuanță mai întunecată de lemn, de piele. Și poate o vagă nuanță de fum, un vag gust de fum pe final. Să-i mai acordăm o nouă degustare după câteva minute și între timp să vă spun câteva cuvinte despre cele două persoane din spatele realizării acestui whisky. Dacă primul nu e niciun fel de secret, este vorba de Brian Kinsman, Malt Master la Glenfiddich. Persoana a doua este cea care a avut ideea acestei finisări în butoaie de vin Ice Wine. Se numește Elizabeth Havers și este Brand Ambassador Glenfiddich și Balvenie în Canada din 2011. Ea a sugerat, cum vă spuneam, folosirea butoaielor de Ice Wine pentru finisarea whisky-ului. Brian Kinsman a fost de acord și a vizitat crama Peller Estate din localitatea Niagara, în peninsula cu același nume, în apropierea cascadei faimoase, pe malul lacului Ontario, în ianuarie 2016. A continuat să experimenteze cu butoaie de stejar francezesc care au conținut Ice Wine, folosind diverse whisky-uri cu vechimi diferite, și a ajuns la concluzia că doar whisky-urile mature, acesta de 21 de ani, pot face față intensității și dulceții pe care o adaugă butoiul de Ice Wine, el având suficient tanin ca să ducă la un rezultat echilibrat. Doamna Elizabeth Havers, pe lângă rolul în Glenfiddich 21 de ani Winter Storm, a fost una dintre cele 20 de persoane care au contribuit la crearea ediției precedente, Project XX sau Project 20, ea alegând butoaiele de tip port pipe, butoaie specifice în care se ține vinul de Porto, butoaie ușor mai alungite, similare cu butoaiele Butt pentru vinul Sherry, dar având o capacitate ușor mai ridicată, 550 până la 650 de litri. Poate și în urma implicării dumneaei în această ediție, doamna Elizabeth Havers a fost desemnată Brand Ambassador în anul 2016 de către revista Whisky Magazine. Acestea sunt cele două persoane din spatele Glenfiddich 21 de ani Winter Storm. Să revenim cu a doua degustare. La miros, ca și prima dată, n-a fost doar o impresie de prim contact. Mirosul e delicat, foarte blând, foarte ușor. Aproape neașteptat pentru un whisky de 21 de ani de maturare și finisare în butoaie de vin. Alcoolul aproape nu se simte la miros. Și mirosurile dominante sunt cele dulci, cu vanilie, cu miere de albine, dar mai ales mirosul de fructe. Atât fructe proaspete, mere, pere, banane, papaya, fructe tropicale,
dar și fructe confiate. Combinație de miros dulce și fructat. Vanilia, miros dulce. Și o notă mai închisă pe finalul de lemn, de stejar. La gust, e nota specifică Glenfiddich, foarte moale, ureioasă, fructată, gâtilă frumă, foarte, foarte fain limba și, ca și la miros, fructele, fructele proaspete și fructe confiate sunt cele care vin imediat în față. Este un whisky dulce cu vanilie, cu miere de albine și se alătură și note un pic mai picante și un pic mai amărui de lemn. Însă gustul nu e foarte corpulent. E parcă lipsește ceva. E destul de apos. Poate concentrația de doar 43% ar fi trebuit un pic mai mare. Finish-ul, un finish mediu, mediu spre lung poate, iarăși în nota dulce, fructată și ușor picantă. Poate un pic uscat pe final, cu nuci, cu ciocolată. Încercând să punem în grafic, după ce l-am savurat de două ori, Glenfiddich 21 de ani Winterstorm, florile și fructele, condimentele și nota dulce, evidente, semnificative, prezente, 2 puncte din 3, lemnul și cerealele foarte, foarte discrete, doar o jumătate de punct, îi lipsește acea consistență a distilatului. O foarte discretă notă de fum, cel puțin așa mi s-a părut, poate nu fum cât o notă mai de tutun sau de piele. Iar finish-ul este un finish mediu. E un whisky plăcut, foarte plăcut chiar. Doamnelor, cel puțin, sunt convins că le va place, fiind cu tot ce se dau în vânt doamnele, dulce, fructe și condimente. Însă la 1300 de lei, cât vă spuneam că a fost prețul ultimelor magazine online când a putut fi găsit în România, n-aș putea spune că are un foarte bun raport preț-calitate. Însă e un whisky la care influența butoiului și distilatul s-au îmbinat destul de ok. Butoiul de Ice Wine nu domină, rămâne în continuare whisky-ul prezent și încercând să fac așa un mic joc de cuvinte, preluat la Serge Valentin de pe Whisky Fine, poate că e un bun exemplar a ceea ce înseamnă Vinsky. De la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu cu drag, Slainte!